Testarea elevilor din salivă pentru COVID programată să înceapă de săptămâna viitoare are încă multe necunoscute. Asociațiile de părinți cer norme de aplicare, iar sindicatele din învățământ spun că învățătorii și profesorii nu ar fi de acord să facă ei testele dacă nu există personal medical. Grav este că în 1100 de școli și grădinițe, multe din București, nu s-a vaccinat nimeni, conform datelor Ministerului Educației. Din această cauză, riscul de infectare este și mai mare. 3 milioane de elevi și peste 250.000 de angajați din învățământ vor fi testați din salivă în fiecare luni și joi pentru depistarea infecției SARS-CoV-2 de săptămâna următoare. Anunțul i-a neliniștit pe dascăli. Care va fi prioritatea mea ca profesor? Să testez fiecare copil? Să-l liniștesc poate pe cel ce poate a aflat că este pozitiv, să-l duc la camera de izolare lăsându-i pe ceilalți nesupravegheați, să dezinfectez clasa sau totuși să-mi predau disciplina, ora pentru care sunt abilitat. Noi la momentul actual avem 1169 de elevi. Fiecare învățător, fiecare diriginte sau fiecare profesor va trebui să testeze acești copii și vă dați seama, acest test durează undeva la 15 minute. Ministerul Sănătății a trimis procedura cu instrucțiunile pentru efectuarea testelor. În cazul unui elev pozitiv, acesta este dus în izolator, iar Direcția de Sănătate Publică din fiecare județ va verifica testul și printr-unul PCR. Și părinții sunt de acord. La școală este un cadru didactic pregătit. Este imposibil să nu învețe să facă un test. Cea mai eficientă metodă ar fi ca această testare să aibă loc acasă. În primul rând am câștigat timp, în al doilea rând reducem riscul de infectare. Reprezentanții părinților sunt de acord cu testarea elevilor, însă vorbesc despre confuzie. Din păcate, se pare că aceste teste salivare încă nu le avem, deși avem o promisiune. Într-adevăr, a apărut acum niște metodologii, dar nu sunt normele. Deci normele nu sunt, este doar o procedură generală, fără să specifice cum să procedează. Profesorii spun că o variantă mai sigură ar fi testarea colectivă, cum se întâmplă în unele școli din Germania ori Franța. Elevii scuipă într-un recipient și se face un singur test. Dacă este pozitiv, se retestează cu toții. În așa fel, se câștigă timp și se economisesc bani. La noi, pentru 27 de milioane de teste rapide din salivă, s-au semnat contractele de achiziții cu producători din România, Turcia, China și Coreea. Însă, deocamdată, testele nu au fost distribuite DSP-urilor, care, ulterior, le vor livra școlilor din toată țara. Șeful DSU, Raed Arafat, a dat însă garanții că primele 9 milioane de teste vor ajunge în școli spre finalul săptămânii viitoare. Așadar, în primă fază, elevii vor fi testați abia joi, înaintea orelor de curs, nu și luni, așa cum prevede procedura trimisă de Ministerul Sănătății. Roxana Hulpe, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.